Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 95% dintre adulți. Bun, sigur, e un sondaj făcut în mediul online, are rata lui de eroare, dar asta naște o întrebare. Voi, prieteni, voi cum sunteți? Adică ce meserie voia să faci? Ce voie ai să te faci, de fapt? Și ce ai devenit? Asta e întrebarea și cum e? Dacă mai regrete uneori sau zici că ai avut noroc în viață, de fapt? 0372-069599 e numărul nostru de telefon. Hai să purtăm o conversație despre ce voiam să fim când eram mici, mici. Când eram mici, na, nu, da, da, nu, da, da, când aveam pentru 5 ani. Da, pentru ce te-ai pregătit un timp sau ce ai început să faci la un moment dat și ți-ai dat seama că nu e regulă sau te-a împins viața, n-ai mai putut să faci. A dat faliment fabrica și a trebuit, te-a forțat viața să faci altceva. Da, bun, asta e. Și cum e? E mai bine? E mai rău? Mai regrete uneori? 0372069599 și mesaje pe WhatsApp, audio, dacă vreți, că ne e mai simplu, 07 decât să citim. 0728 3 de 1 3 de 2. Și da, să vorbim noi, ca nu să par încurajăm. Sigur de număr, așa? Ba nu, 0728 3 de 1 3 de 2. Eu v-am zis, când eram mic, am vrut să mă fac milițian. Dar nu mic. Deci atunci deci nu... am vrut să mă fac milițian, nu m-a lăsat bunica mea. M-a luat de mic și mi-a explicat de ce nu e bine să fii milițian. Dar după aia am avut noroc. A revenit alergia, da. Eu am vrut să fiu DJ de radio dintotdeauna. Da? Da. Bun. Așa că nu m-am mai pregătit pentru nimic. Tare, da. La mine e o poveste, uite, acum dau seama. Eu aș fi vrut să fiu jurnalist. Dar când eram eu puș sau când eram la școală, la liceu, era practic imposibil să devii gazetar. Nu exista. Adică trebuia să fii... să ai o carieră, să fii membru de partid, să... Da, era complicat. Nasol de tot, da. Ca să faci facultate de jurnalist, parcă mi-aduc aminte corect, trebuia să ai deja o facultate, adică să ai făcut deja o facultate și după aceea să te înscrii la jurnalist, să fii... Deci era imposibil. Jurnaliști erau oameni cu carte. Erau oameni solid, bine selectați pe vremea, da. Nu oricine putea să fie jurnalist, că erau periculoși. Lucru care se vede acum, cât de periculoși pot fi, da. Știa partidul. Și ca atare am zis, păi poate istoric, că îmi place istoria. Și tata, care era istoric, mi-a zis, nu, e bine istoric, nu e greu cu istoria, țara nu se poate face istorie cum trebuie. Bine, atunci poate mă fac avocat. Ce avocat? Nu există avocați, o să ajungi notar într-un sat. Bine, atunci poate profesor de limbi străine. Să ajungi suplinitor pe nu știu unde. Bine, tata, atunci să mă fă-te inginer, mă, băiatule. Ai văzut? Da, mă, și am făcut, m-am pregătit, am intrat la o facultate și am terminat o facultate pentru care, de fapt, nu aveam nicio chemare. Și m-am străduit să fac asta și am terminat-o chiar dacă în 90, când eram în un 3 de facultate la Politehnică, a venit Revoluția și, mă rog, m-am angajat evident la ziar, că eu asta voiam să fac, de fapt. Dar am terminat-o. A fost o lecție foarte bună de viață, că mi-a arătat că pot să fac, pot să duc la bun sfârșit și lucruri care nu-mi plac. Dar, uite, vezi, până la urmă, cumva viața m-a dus acolo unde credeam eu că trebuie să fiu, deși tot universul părea să conspire la un moment dat să mă împiedice să fac asta. Ca să nu fie intimidați ascultători, eu nu putut să duc la bun sfârșit ceva ce nu mi-a plăcut. Bine, tu ai avut aceeași politehnică. Mai multe încercări. O viață zbuciumată. Eu n-am avut nici măcar un obiectiv, adică Vlad și-a dorit să devină jurnalist. Păi nu, știm că n-ai avut un obiectiv, dar ai avut mai multe încercări. Fiind fără busolă, da, a trebuit să fac prin încercări succesive o carieră. Și iată-mă. Da, vă așteptăm, prieteni, la 0372069599 cu povești mult mai tari. Robert, în direct cu noi deja, bună dimineața. Salut, Robert. Neața. Bună dimineața, bună dimineața, Robert. Salut. Când eram mic, am 19 ani acum, deci mai puțin mai mic, țin minte, vreau să devin pilot. Da. Am avut o pasiune pentru aeronave și eram fascinat. Între timp n-am urmat deloc școală pentru așa ceva, am făcut un an jumătate la teologie, după aceea m-am mutat pe economie. Între timp m-am înscris la voluntariat la ISU. Okay. Și acum lucrez pe șantier. Ce tare. Asta până la 19 ani? Da. Până la da. 19 ani. E bun. Și pe șantier ce faci? Momentan învățăcel pe utilaje, excavator. Aha. Se câștigă bine. Dar n-ar fi, se câștigă sincer, se, da. Poate câștiga foarte bine. Și e lipsă mare de meseria. Și ok, și asta crezi că o să faci de acum înainte? Asta vrei să faci? Foarte bună întrebare, sincer nu. Am găsit cumva o a doua chemare cu voluntariatul la ISU, numai
cu situația care a fost cu pandemia și acum încă se recuperează. Da, nu se țin cursuri încă. Trebuie să faci școală ca să devii paramedic. Da, dar prin voluntariat sunt niște cursuri. Ok, păi ținem pumnii. Foarte ai nobil. Viața înainte. Da. Mulțumim, Robert. Simona, bună dimineața. Bună, Simona. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu aveam, când eram mică, bunica mea avea un preot sat foarte bun așa. La toate înmormântările eram și eu lângă el. A vreo 3 ani mi-am zis că vreau să fiu preot. Okay. Înțeles că nu pot să fiu preot. Prea. Așa? Deci, treci la anglicanism, că la anglicanism se poate, dar nu prea ai parte de botezuri și mormântări pe aici cu anglicanism. Da, deci asta era ideea. Bun. Am ajuns și eu la școală, mi-am zis să fiu profesor de matematică. Tot a fost frumos până în clasa 8-a când a venit geometria în spațiu. Ai, da. Și de obicei tatăl meu m-a ajutat la teme, atunci a fost plecat foarte mult pe la trageri la capul media, n-a avut cine să ne explice ce nu înțelesesem eu. Am zis, hai să mergem spre medicină. Eram într-un liceu din a 5-a, zic, rămân în același liceu. Am dat la fizică-chimie în 1990. Se intrase greu, am intrat, zic, mergem pe medicină. În martie 1994, înainte de BAC, am zis, nu mai vreau medicină, vreau drept. A fost un șoc pentru toată lumea, mai erau 3 luni să termina școala. M-am pregătit, am intrat la drept. Când am terminat primul an de drept, ai, băi, parcă tot profesor mi-ar fi mie mai bine. Am mai puteam de matematică, că na, nu mai aveam cum. Îl dusem atunci la drept, dădea din română și istorie și am zis, băi, hai că română e ok. M-am dus și la litere, am făcut și literele și dreptul. Okay. Și după acum? Care m-am dus în învățământ. Să trece la plebicist asta, zic, adică... Am trecut la învățământ, dar parcă totuși mi-ar fi convenit să fiu preot, sincer. Deci parcă totuși mi-ar fi convenit să fiu preot. Păi, eu că mai există posibilitatea de anglicanism. Dar nu cred că e târziu. Da. Mihai, mulțumim. E și el cu noi. Salut, bună Mihai. Dimineața. Mihai. Neața, bună dimineața. Bună dimineața. Am fost în ascultare. Da. Eu exact cum spunea și Vlad, erau vremurile alea în care ingineria era de bază. Părinții, ce să faci, ce să te faci? Și hai să recunoaștem, admiterea era unul din ce în ce mai grea, până în 89. Din ce în ce mai grea. Eu am făcut universitatea inițial, o facultate inginerească, seismologie. Savantă, da, cu capul rupt de fizici speciale, matematici speciale și fizici. Nenorocire era. După care, în 92, absolvent primul an fără repartiții. Da. Așa, unde trebuia să iau repartiție la izvorul Mureșului, la ape termale, unde suna frumos, mi-am trezit fără. Cu prietenii mei din Politehnică, băi, ce să facem? Era țara plină de ingineri. Hai să mergem la ASE, dar tot cu admitere. Am făcut și ASE-ul Finanțe Bănci. Bun. A fost primul an în care s-a înființat Facultatea de Finanțe, Bănci, Burse, Valori. Mamă, deci acum, dacă, știi, acum un inginer, dar un inginer pe bune, care chiar a înțeles facultatea și s-a pregătit pentru astea și care a putut să facă și economie, deci un inginer care știe și economie este aur curat, ești plătit în greutatea ta în aur, dar înțeleg că nu... E adevărat, vreau să spun că era senzația aia, am dat în ASE, pentru că nu aveam nimic de pierdut. Da. Am fost, după ce am terminat prima universitate, am fost predator. Adică am predat geologie, predator. Geografie. Și acum ce faci? Acum lucrez în administrație, sunt genul law enforcing. Sunt dintre aia răi, dar de aia buni. Ok. Rău, dar bun. Da. Mulțumim mult și pentru experiența ta. Mulțumim, Mihai. 0372069599. Dan, neața. Neața. Bună. Ne-am dorit să mă fac... mecanic auto, electromecanic auto sau mecanic auto. Uh-huh. Am plecat tocmai în Maramureș, în Chișineu, Criș. Am făcut liceu. Acolo era un grup acolo de mecanici era, auto bine pregătiți care... Da, da, acolo erau cei mai tari. Sau cei puțin așa. Am terminat electromecanic auto și acum lucrez șofer pe internațional. Fac curse de Italia. Pentru mine e cea mai frumoasă meserie, eu fără volan, viața nu are rost. E munciți mult, așa este. Întrebarea mea este de curiozitate, că așa mecanic auto și eu am desfăcut în anii 90, mi-am desfăcut mașina și am pus-o la loc, e adevărat, cu ajutor și cu cărți și cu rușe, dar și n-am mai mers, te mai ajută acum, la cum arată motoarele și... Da? Da, da, okay. da, am fost pasionat și... Aha. Chiar cei mai buni, doi din cei mai buni calculator. Au venit după mine acolo la Criș.
vecin de ușă pe scară și au venit la Criș și ei au continuat ca mecanici. Și ce transport? Transporti mărfuri ce anume? Sunt cu o mașină mică de 3 jumate, un Fiat Ducato. Transport imigranți, asta. Textile. Da, nu, am avut oferte, da. Serios? Da. Și cât, stai așa, deci să transporti niște... Nu, te întreb nimic, te întreb dacă cât e. Așa. Cât e? Hai, întreabă-mă. Păi asta te întreb, nu vreau să știu detalii, vreau să... Cât ai fi luat? Cât ai fi luat? 1000 de persoane. Mai am. 1000 de euro? Da. Da. Logic. Da. Băi, bine, să nu te bagi în așa ceva niciodată. Am rămas de 8 ori fără permis, dar continui să... La cât vrei să ajungi? Mulțumim mult, prietene. Da. Drumuri bune, ai grijă, colegule. Revenim imediat la telefon, avem și mesaje destul de multe. Hai. Neața, băieți, eu aș vrea să mă fac gazetar sportiv. Pentru că vreau să iau locul cuiva... Ia uzi. ...care să dea știrile sportive așa cum trebuie să fie date, domnule. Să nu mai râd de Rapidul. E el cine e. Vezi, dacă ai râs de Rapid, o să o pățești. Revenim pe bune acum. Salut, băieți! Ionel din Oradea vă deranjează. Salut. Când eram mic, visam să fiu pilot de avioane. Tot asta visam încă până pe la 12-13 ani. E, din păcate, circumstanțele un alta, am ajuns pilot de camioane. Camioane, avioane. Da, asta zic, avionie. Avionie, avionie, camionie. Am și un mesaj scris, de la Andrei din Copenhaga. Zice, de mic îmi doream să fiu pensionar, tata fiind poștaș. Și acum sunt electrician, din păcate trebuie să mai aștept puțin. Okay. Bună dimineața, oameni dragi. Nu te grăbi. Apropo de meserii, eu am fost inginer, am lucrat vreo 2 ani de zile și acum, de vreo 9 ani, sunt taximetrist în Timișoara. Și nu aș face altceva nimic. Deci, cea mai frumoasă meserie este taxi, pe cuvântul meu de onoare. Ok, dacă îți place, foarte bine. Vă doresc și ascult de 9 ani consecutiv, în fiecare zi, Europa FM. Hai, o zi bună, mă doresc, Romeo din Timișoara. Mulțumim frumos, Romeo, ai grijă în semaforișoara, cum mergi pe acolo cu mai greu. Mașina. Am un amic care, mă rog, e scriitor, a publicat cel puțin o carte, și care a început să facă Uber tocmai ca să audă povești de la oameni. Și aștept să văd ce o să... Și cine publice ar fi bun din punctul ăsta de vedere? Luca. Cred că nu s-ar plictisi, ar face cursa de câteva ori. Plec de aici, așa, da, dar la strânsul de povești, da. Problema e după aia la scris. Nu le scriu. Doar să le strâng. Tu ar fi Kramer. Așa, băieți. Eu m-am pregătit să fiu profesor de sport. Am ajuns vânzător. Da? De la un magazin de electrocasnice, apoi la un magazin de telefonie mobilă, apoi livrator, după care am plecat cu soția în Germania, am mai făcut încă 3 ani de școală și acum sunt ITist și sunt mulțumit. Nu-mi pare rău nicio clipă. Nu, de ce? Nu, asta e. Zi frumoasă. Până la urmă, viața te așează, știi? Dacă chiar vrei să faci ceva, cred că... Uh-huh. Viața îți oferă ce-ți dorești în cele din urmă. Bună dimineața! Uite, eu am avut 7 vieți. Am terminat Institutul de Marină, am navigat 7 ani, apoi am vândut asigurări de viață, apoi am vândut produse chimice, apoi am vândut mașini, apoi am vândut bere, apoi am vândut televizoare. Ce tare! 7 vieți! Bravo! Eu știu pe cineva care era inginer în aviație, în aviația militară, și la un moment dat a zis, bă, dacă rămân aici, devine alcoolic, pentru că toți colegii lui acolo nu făceau altceva decât să bea. Drept pentru care a demisionat, a început să vândă telefoane mobile și a făcut un business, l-a vândut, a făcut altul și acum are o afacere de peste 15 milioane de euro. Da. Aviația militară, ai spus? Tom a Cruz? Început cu aviația militară, era inginer. Adina, bună dimineața! Bună, Adina! Bună dimineața! Bună! Bună! Eu am vrut să mă fac învățător. Foarte mulți români, sau mă rog, mulți în tinerețe asta vor, învățător, sondajul ăsta, asta zice. Da, eu am vrut, vedeam cum primesc învățătoarele mărțișoare, cadouri, flori și v-am zis, asta e de mine, gata, primesc și eu. Nu știu, asta am vrut să mă fac. Și, până la urmă?
Până la urmă sunt serigraf colator la firma de publicitate. Aha. Ok. Și acum fac eu cadouri pentru alții. Ți-a plăcut caligrafia? Nu prea, sincer. Da, te ajută calculatorul. Da. Mulțumim pentru telefon. Bine, Adina, mulțumim. Sper să-ți aducă multe mărțișoare colegii, dacă te-au auzit astăzi. Florin e și el cu noi. Bună dimineața! Bună, Florin! Bună dimineața! Salut! Eu am vrut să ajung la școală să mă duc la protecția mediului. Da. Acum am 12 ani, din păcate nu s-a putut, nu m-a lăsat media, am ajuns la școală profesională de mecanic auto. N-am ajuns mecanic auto, dar în schimb sunt tutor la cea mai mare fabrică din România. Potrivit și din Europa. Sudor. Sudor, da. O meserie foarte căutată și bine plătită, aud. Exact, și foarte frumoasă. Și nu-mi pare rău de nicio culoare unde am ajuns și meseria pe care o prestez zi de zi. Da, foarte tare. Poți să ne spui cât câștigă un sudor în România? Depinde. Între 3.500, 4.000, 5.000, 6.000. Lei. Lei, da. Ok, bravo. Îți țin pomnii. Mulțumim. Da, doar atât mai spun acum, dau seama, apropo de lucrurile pe care am vrut să le facem imediat după Revoluție cu un amic. Eram preocupați de ecologie noi. Așa. În 1990 am zis, mamă, facem un partid ecologist. Și am început noi să ne gândim cum să facem și au făcut unii un partid ecologist. Am fost atât de dezamăgit. Și n-ați mai făcut și furat vreun... ideea, mă, da, băiat. Ce oameni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.